Iana, tu înțelegi ce s-a întâmplat aici sau nu? Da, Lalea, Frog și Bani au devenit prietene. Nu, Iana, uite ce s-a întâmplat. Ieri Frog și Bani au dormit împreună, iar Bani le-au promis că le vor găsi iubiți. Ce ar trebui să facem noi? Să dormim cu Bani? Nu, Iana, ar trebui să facem o seară a fetelor și să avem o petrecere cu Bani și așa ne vor găsi și nouă. Stai, Lalea, cum rămâne cu Gleb și Ruslan? Iana, dacă ție ți-e de ajuns o relație online în care doar trimiți mesaje și poze, foarte bine. Eu vreau să am o relație reală cu un băiat real. Dacă vrei, continuă să vorbești cu Gleb, nu mă deranjează. Am înțeles. Mă bucur că-ți place și ție ideea, mă bucur. Ce ar trebui să facem acum? Să facem o petrecere. Bine, Lalea. Costea, acest vals cu tine e incredibil. Zalina, sunt pregătit. Wow, acum Costea o va cere pe Zalina și vom sărbători nunta. Liniște, Costea, vreau. Nici n-ai auzit ce am de zis. Costea, stai așa, nu te vom lăsa să ne iei sora așa ușor. Stai un pic. E prea devreme pentru o nuntă, Zalina are doar 110 ani. Tăceți, fraților. Costea, hai, fă-o. Vrei să fii soția mea? Da. Surpriză! Bine ați venit la petrecere! Popcorn și băuturi reci, toate pentru voi! Glumiți? Ce se întâmplă? Cred că și ele vor să devină prietene cu noi. Ciudat, de ce? Fetelor, încetați, nu sunteți prietenele noastre. Ba da, suntem. Nu vedeți? Fetelor, de unde aveți aceste inele? Le-au furat de la oglindă. Dar, fetelor, haideți să ne distrăm, sunt așa multe dulciuri pe aici, vedeți? Nu ar strica o petrecere? Să ne distrăm! Dați muzica tare!